B plus X, Y, 56. Adunăm pe X, Y, 56. Și rezultă că B, B plus X, Y, B plus X, Y, 56. Da? Egal cu B plus X, Y, 56. Este egal cu 4K. Așa, 4K plus, plus X, Y, 56. Și egal acum cu... egal că am... Scot un 4 în factor, ca și mă, da? Deci am șanse că e multiplu de 4 și atunci 50, XY de desubt adaug XY 56 se divide la 4, nu? Că ultimele două cifre. Și atunci înseamnă că în loc de XY 56, dacă se divide la 4, poți să spun un 4 ori S. 4 S, pentru că știu că sunt 4 la 4. Deci ce o să am? Egal cu 4 ori K plus 4 ori S și egal cu 4 pe lângă K plus S. Și atunci rezultă că... Ei, ce am arătat eu? Că B plus XY 56 e 4 ori ceva. Ce înseamnă acum? Dacă e 4 ori ceva? Că B plus XY 56 se divide la 4. Așa? Se divide la 4. Foarte frumos exercițiu. Hai să spunem foarte frumos. Dar am avut slăbiciuni. Și te rog să vezi unde a fost slăbiciunile. Că primul este par, ți-a fost la îndemână. Dar la punctul B, n-ai înțeles bine exercițiu. Deci dacă asta o am, uite-te, dacă asta o am, să rezulte asta. Ce nu ți-a fost ții clar aici? Hai să vedem. Vreau să remintez. N-am prins asta. Adică, vino și scoate în evidență chestiunea de finețe în exercițiu. Acolo 7b egal cu 4 minus 8a. Acolo, nu știu dacă mai treceam acolo. Nu mai trece. Dar cred că de la pornire. Hai să recunoaștem mai, să ne întoarcem deci. Faptul că trebuia să arăți asta, ai pornit bine. Știi că XY 56 este divizibil prin 4. Adică aici știi că poți să zici 4 oriceva. Dar la B trebuia să ai fi informația că și B-ul e multiplu de 4. Deci tu trebuia să ajungi aici că B-ul e multiplu de 4. Dar trebuie să te întorci și aici, că degeaba ți-a dat asta. Fiindcă autorul spune 8A plus 7B egal, se divide la 4, înseamnă că ce? Păi 8A înseamnă că dacă ăsta tot se divide la 4, am spus noi că 8A plus 7B e 4 rămân. 4 rămân. Și aici, din clipa asta, uite, din clipa asta, îl scos pe 7B. Că ai 4 aici și 8. În 8 ai de așa 4, ca să duci în partea cealaltă. Dar știi asta să faci. Și apare 7B 4 ori. Scos pe 4 în factor și aici rămâi blocat. Nu? Păi dacă 7 oriceva egal cu multiplul de 4, nu se află 4 înglobat în 7, că 7 nu se divide la 4. Cine este obligatoriu? B-ul este multiplul de 4. Tu n-ai dormit deloc astăzi, nu? Da, nu. Ți-e somn? Ți-e somn? Stai acum. Da, ești obosit. Și de aceea nu văd zâmbetul tău pe față. Este destul de obosit. Dar hai să ne revenim un pic. Ieși afară un pic, te scot prin jurul blocului și te aleg un pic. Da? Nu? Nici așa. Bun. Deci B-ul este multiplul de 4. Și B-ul fiind multiplul de 4, înseamnă că ne ducem aici și construim B plus XY 56, care trebuie arătat. În loc de B punem 4K și XY 56 se împarte la 4, când sunt 4 ies, iese 4 factor și iată că, în total, numărul pe care l-am este multiplul de 4. Mi-a plăcut exercițiul ăsta foarte, foarte, foarte tare. Foarte tare. Da? Trebuie să recunoaștem că ăsta l-aș fi dat la teză cu gândul de a face departajarea. Da? Ca să putem să vedem cui dăm nota 10.
Așa. Mai facem unul la algebră și pe urmă trec la geometrie să văd și câteva chestii acolo. Dar hai să-ți revii un pic. Hai că ești în forță, ești puternic, numai sunt niște probleme cele frumoase când ai zâmbit acolo. Și te amintești și construcția făcută interesante la problemele acelea. Deci nu ne păcălim așa ușor cu. Iată, fie mulțimea mare, egal cu toți acei x naturali, pentru care 63 supra 2x plus 1 este număr natural. Hai să o vedem și pe asta. Deci, toți acei x naturali, pentru că are 63 supra 2x plus 1, număr natural. Eu știu că 63 se numără. Luăm așa. Așa de dreapta. 63 supra 2x plus 1 este număr natural. Dacă și numai dacă. 63 se divide la 2x plus 1. Adică 2x plus 1 e divizor al 63, da? Altfel spus, 2x plus 1 se divide la, este un divizor al lui 63. Deci 2x plus 1 este un divizor al 63. Cu alte cuvinte, spunem că 2x plus 1 aparține mulțimii divizorilor lui 63. Care sunt? Cine sunt divizorilor 63? Rămas în urmă. Păi divizorul 63 fiind 1, 63. Deci egal cu 1, 63. 3. Da. 21. Da, 3 și 21. Apoi. 3 și... Bine, a descompunem și făceam. Sigur că da, sigur că da. Deci, 63. Prin 3. 21. Prin 3. Da. 7. Da. 7. Așa. Și 7. Așa, ai zis. Da. 3 și 21. 7 și 9. 7 și 9. Corect. 7. 7. 7, sigur că da. 7. 7. 7 și 9, da? Da. Și cam atât ai spus tu, 3 și 21, 7 și 9, 7, 9, 63, e corect. Bun. Și acum ce facem? Păi, acum o să luăm 2x plus 1 egal cu 1, egal cu 63, cu 3, cu 21. Și să rezolvăm de acolo, lași toate variantele acelea. Ți-e limpede, da? Deci zicem 2x plus 1 egal cu 1. De unde x egal cu cine, te rog? Eu 2x este egal cu 1. Nu, x ar trebui să fie egal cu 0. Deci 2x cu 1 cu 1 se duc și x egal cu 0, care e număr natural. Apoi, 2x plus 1 egal cu... 2x plus 1 egal cu 63. Da. X egal cu 62 împărțit la 2. 31. Da. Care este număr natural? 2x plus 1 egal cu 3. Da. X egal cu 1. 1, da. Care e număr natural. 2x plus 1 egal cu 21. Da. X egal cu 10. X egal cu 10, care e număr natural. Și așa mai departe se caută toate valori și după asta am regăsit pe greșit. Dar dacă îți dau mulțimea de mare, egal cu toți acei x naturali, pentru care 3x plus 1 supra 5x plus 2 e număr natural. 3x plus 1 supra 5x plus 2 e număr natural. Păi, putem să scriem că 3x plus 1 5x plus 2 divide 3x plus 1 și 5x plus 2. Deci, așa e dacă 5x, uite, așa începem, x, 5x plus 2 supra 3x plus 1 devine număr natural. Dacă și numai dacă, ăsta de jos e un divizor al celui de sus. Nu, ăsta
Am scris invers, frate, la voastră. Cum? Am scris invers, frate. A, am scris invers, da. Dar și mai dacă 3x. 3x plus 1 supra 5x plus 2. Așa, e număr de acolo, dacă și mai dacă. Dacă și mai dacă 5x divide 3 plus 1 și 5x plus 2, 2 da? Divide 5x plus 2 divide pe 3x plus 1 și 5x plus 2. Dar pe de altă parte, știm că 5x plus 2 îl divide pe el însuși pe 5x plus 2. Așa, din cele dacă două. Din cele două rezultă că 5x plus 2. Așa. Divide da. 3x plus 1 minus 3 sau minus. 3x plus 1. Înmulțim cu ceva. Una. Una. Plus sau minus. Noi zicem minus odată, ne interesează scăderea. Și 5x plus, plus 2. Ori un? Ori un B. Ori un B. Pe primul o să-l înmulțim cu 5 și al doilea cu 3. Deci asta să fie 5 și B-ul să fie 3 și apare că 5x plus 2 5x plus 2 divide, pe. Divide pe 15x plus 5 o, minus 15x plus 6. Atenție, 15x minus 6, minus 6. Din cauza minusului, deci da. Da? Minus 6. 5x plus 2. Echivalent cu 5x plus 2. Se divide 1. 1. Minusul ar fi, dar 1 este, că doar aici este. 5x plus 2 divide 1 este de fapt ca spune că 5x plus 2 e egal cu 1, nu? Egal cu 1. De unde rezultă că hai, nu e posibil, e imposibil. Imposibil. Și x nu aparține numelor naturale, da? Că e adunat cu 1 și se facă cu 2 și al facă 1, nu se poate. În concluzie, aici e egal cu cine spune aici? Egal cu mulțimea? Bine. Da? Că nu am nimic. Deci și așa este. Când ai aici ai un număr, este ușor. Da. Când ai și cu x și sus și jos, e tehnica asta. Ușor. Tot ușor, că înțeles bine cum anume da. Să-ți mare atenție la minusul de acolo. Da? Deci minus. Acolo, ca să faci așa fel, să scapi de da. Număr, da? Și în urma calculei și îți dă, nu ca aici, eu am întâmplat și de ce nu da. Am mers. Dar acolo îți va da un număr și luăm divizorii. Ne-am dus în partea asta, când luăm divizorii, numărul de sus. Așa. Mai mă gândesc acum și la teorema aceea împărțirii cu rest. E vorba de un număr, el împărțit la 7, dă restul 5. A, și după aia o să adun 2 și după aia 3 și o să aflu numărul și după aia. Sau, dacă nu se încadrează așa, îi aduce așa fel încât să ajungă... Să afli da. Cel mai mic număr, uh-huh. din multe ori spus, să se afli cel mai mic număr cu proprietatea asta. Da. Și atunci e cel mai mare, cel mai mic multiplu comun al lor. Când zici cel mai mic număr, te duci spre cel mai... Cel mai mic multiplu comun, da? O la divizorul respectiv. Da. Eu vreau să vă întreb o chestie. Zic, eu știu că am făcut într-o zi la școală, am făcut să aflăm complementul lui. Acum. Da. Și am scris... Deci, dacă e vorba de 90 de grade... 90 de grade. 90 de grade. Nu, ți se dă așa. Aflați... Hai să scriu complementul. Aflați complementul. Unghiului A egal cu unghiul A, da? Sau X, sau cu celul lătă noi, egal cu 23 de grade, 17 minute și 13 secunde. Da? Scriu 90 de grade 0, este egal cu 89 de grade. Pot să spun așa, 89 de grade. Eu am făcut așa, 90 de grade, 00 minute și 00 secunde. Sigur că și da. Am scăzut din el direct 23, 17 și 13. E corect?
Da, scăderea aceea nu, nu ți este la îndemână. Cum ai făcut scăderea? Ci eu te las. Deci 90, 00, 00, 00, 00. Și ai scăzut 23 de grade, da. 17, da. Și tezi 13. Te rog acum. Păi acolo o să avem 0, o să vină 7, da. 6, nu, 5 minus 1 vine 4. Să puțin, da. Să nu greșesc, să mă gândesc mai bine. Da, 55, puneți? Da. Îți spun 5? Da. 5. 10 minus 7, de acolo o să fie scăzut. Și o să fie 3, o să fie 2. Nu. Ba da, o să fie 2. Tu pui 2 aici, da. Și acolo o să vină 5 minus 1. Tot 52 acum. Ce până aici? 5. 5. Și de 90 minus 23 vine 67. 67. Acum adună-le pe ăsta 2 și îți dea ăsta. Dacă ai făcut bine. Da. Păi numai gradile, dacă le duceai cu 90 de grade, astea sunt sus. Păi nu, că îți duc la 9000. Păi că acolo se duce. Dar dacă 13 cu 57. Da. Cât face 13 cu 57? Să spun 66 acolo. Unde? În loc de 67. 67, zic 66. 6. De ce? Pentru că 23 cu 66 venea 91, unul de acolo. Da. E un pic mai complicat. Nu, nu. Faptul că nu ai înțeles bine, de ce ți-ai complicat? Eu de cum scriu eu, nu așa scriu. Știu, pot să scriu și 88, 60 de minute, 60 secunde. O să scriu? 88. De ce 88? Pentru că duc 2 minute. Din 2 minute la să mai duc un minut, un secundă. Dar vezi aici, un singur grad luăm. Deci nu luăm 2 grade. Un singur grad. Deci, eu așa vreau să scriu ție și acum să mă urmărești ca să facem ordine. Deci 90000, cum ai zis, este egal cu 89 de grade, 60 de minute, da. Și 00 secunde, da? Da. Care este egal mai departe. Luăm de aici un minut. Deci 89 rămân. 89 de grade, 59 de minute și 60 de secunde. Am luat un minut și l-am făcut 60 de secunde. Ți-e limpede aici? Deci iau, iau încă o dată. Un singur grad, un singur grad are 60 de minute. Și fiindcă aici am tot 00, iau din 60 de minute, un minut și îl fac 60 de secunde. Și am în 59 și 60. Da. Și acum când scădem, când scădem de aici, pe cine am din ce să scad? 23 de grade, 17 minute și 13 secunde. Fac treaba asta fără nicio emoție acum. Și zic? Nu. 9. De ce 9? 6. Stați, ce prostii zic? Zice, 7. 7. 4. 4. 2. 2. Și 4. Da, mă. Și 6, da. 66. 66. Deci vezi? 66 de grade, 42 de minute, 47. Ce era aici? Nu, deci 10 minute în plus. Deci nu, e limpede acum. Deci n-ai nimic, e un singur grad, care transformă în minute. N-ai nici dincolo, sau nu ți ajung. Iată, eu pot să spun așa.
Hai să scădem din 87 de grade, 11 minute și 3 secunde, să scădem pe 57 de grade, 23 de minute și 14 secunde. Păi o să duc un grad la minute. Un grad. Deci e gradul de acolo și îl duci la minute. Deci egal mai departe cu 50. Aici egal. Cu 86 de grade. 86 de grade. 71 de minute. Corect. 71 de minute. Și 3 secunde. Și 3 secunde. Și 0, 3 secunde. 3 secunde. Și acum o să duc un minut la secunde. Așa. Și ia să vedem cum apare. Acolo scrie 0, 3 minute. Da, da, da. 3 secunde. Am zis 0, 3 secunde. Da. Corect. Și egal mai departe. Un minut, 86 de grade, 70 de minute și 63 de secunde. 63 de secunde. Minus, da. 57 de grade. Da. 23 de minute și da. 14 secunde. Corect. Din 3 vei să ia 4 și dă 9. Da. 4, 49. Da. 7. Da. 4. Deci 4, da. 9. 9, da. Și acum o să vină 20. 29. Da, deci am înțeles așa cum se împarte, da? Hai să facem și o împărțire. Fac și o împărțire și cu asta cred că am înțeles la grade. Și problema asta nu mai este o problemă complicată. Dar trebuie să faci așa, înțeles? Un singur grad și îl duci încolo când ai nevoie. Dar dacă nu ai nevoie, dacă e 0-0-0 și n-ai deloc, atunci obligatoriu faci mișcarea asta. Un minut l-ai luat și l-ai dus, făcut 60 secunde și ai făcut ca să fie clar, nu așa, lași cu 0-0, că ții tu minte că faci tu, nu. Să fie limpede. Da. Bun. Uite, vreau să facem următoarea împărțire. Să spunem 3 ori x grade, egal cu 43 de minute, 43 de grade, 17 minute, și 15 secunde. X egal cu cine de aici? Păi X este egal cu... 43, da? Împărțim 43 de grade, 17 minute și 15 secunde. Împărțim la 3. Împărțim la 3, da. Hai să vedem cum facem. Păi mai întâi împărțim pe 43. Da. Și să vină 43 împărțit la 3 odată. Da. Și 13 împărțit la 9, la 3 vine de 4 ori. 4. Și rămâne un grad. Da. Îl duc la minute. Așa. Și vine 77. Da. Și împărțim la 3. Da. Împart la 3 pe 77. Deci 3 în 7. De 2 ori. Da. Și după aia intră de 3 în 17 de 5 ori. 5 ori. Așa. Și 5 ori 3, 15 și rămân? Și rămân 2. 2 minute. 2 minute. Duc în la secunde și îmi va veni 60 ori 2, 120, da. Plus 115, 135. Așa, 35 acum. Împărțit la 3, da. Vine
13 împărțit la 3, 5, nu, 4 ori. 45. 4 ori 3, 12. 45, da? Da, 45. 45 de secunde. Deci restul x este egal aici, răspuns corect. X-ul egal cu 14 grade, 25 de minute și 45 de secunde. Da, și 45 de secunde. Iată rezultatul corect. Ce trebuie să mai... Eu cred că aici la algebra, acum, da, bine, am trecut în revistă și prin negășițile astea care am. Deci, operații cu fracții, trebuie să fie clar. Ordinele operațiilor, atenție, mulțime și împărțire, întâi și primul, parantezele. Cum se mulțesc două fracții, prima cu a doua inversată. Cum se mulțesc numărătorii între ei și numitorii între ei. Dacă vedem că ne simplificăm. Și neapărat simplificăm, dacă sunt mai multe fracții de simplificat, uităm la un capul la celălalt, sus, jos și pe diagonală, da? Finalul este să avem fracții totdeauna după noi, de care fracții tot timpul? Ireductibile. Tot timpul fracții ireductibile ca să avem, să lucrăm așa cu fracții mici. Cum se transformă fracțiile periodice, fracții decimale, periodice simple, în fracții ordinale? Dacă avem o negășiță în care sunt și fracții ordinale și fracții decimale, ne ducem spre fracții decimale. Spre fracții ordinale, ca să lucrăm cu fracții ordinale, că mult mai ușor. Da? Apoi, mulțim de aceste date sub forma aceea care numărătorul, o fracție devine număr natural, devine număr natural când divizorul este numitorul divizor al numărătorului, ai văzut. Când îi și necunoscuta sus, e chestia de dividea, de dividile și ai văzut cum. Teorema împărțirii cu restul acolo, ai văzut cum. Aceste lucruri trebuie... Când spui că un număr se divide la, înseamnă că numărul ăsta e multiplu de acela, da? Ai văzut și chestia celea care scoatem un factor sume și scoatem un factor comun și vedem restul acolo și acolo avem experiență și știm ce se face. Eu cred că în clipa asta, la algebră, ai putea să spui că nu ți-e teamă. Merită și să spunem, nu mi-e teamă la algebră, pot face fără discuții. Așa. Deci, trebuie să ai încredere în tine. Este foarte importantă pregătirea tezei și din punct de vedere psihologic, a stării tale, a modului în care abordezi. Știi bine că primele acolo subiecte sunt ușoare, le faci din prima... Nu stai foarte mult și zici, am timp. Ceea ce este rapid le punctezi, ca să te duci spre chestiunile la care ai un pic subiectul 2 și subiectul 3, de regulă trebuie să mai ales subiectul 3, să zicem, va fi mai interesant. Și acum, la geometrie, ce trebuie să știi și la geometrie? Unghiurile măsurau. Deci, la segmente. Atenție, o categorie de probleme cu segmente. A spus că nu ne dă cu segmente la leză. Nu vă dă cu segmente. Bun, dar noi am discutat. Asta vreau să o și punctăm. Cu segmente, de regulă, să se arată că mijlocul ăstuia e mijlocul și celălalt. Ai văzut cum acolo se lucrează, se află lungimea și merge foarte bine. Cu unghiuri. Aici, problema cu unghiuri. Trebuie să știm ce înseamnă unghiuri adiacente. Unghiuri vecine. Unghiuri vecine. Sunt unghiuri suplementare care, și complementare. Două unghiuri care formează 180 de. Două unghiuri adiacente. Da, adunate. Deci adiacente. Adiacente, când am zis adiacente, sau vecine. Și două unghiuri complementare adiacente formează 90 de grade. Deci două unghiuri adiacente complementare înseamnă 90 de grade. Suplementare. Egal 180. 180 de grade. Ei, teama suplimentul unui unghi e cel care completează 180. Complementul unui unghi este cel care completează. Eu aș da, să zicem așa, un unghi, cu minute, cu grade, nu știu ce, și află tu complementul. Ei, asta înseamnă că din nou descalz. Și vreau să văd dacă știți să faci operațiile și la. Cum ai pus acum întrebare. Află tu suplementul unui unghi, adică din 180 scalzi un unghi de cu minute, grade și nu știu ce acolo. Mă gândesc să dau și un unghi
să spunem, să se apară din ieșiți acolo de trei ori unghiul acela egal cu nu știu cine și să fi unghiul respectiv, cum a făcut înainte împărțirea. Deci operații cu unghiuri, cu măsurile unghiilor, iarăși să fie limpede. Îți iei gradul, te duci în minute, minutul e unul și te duci în secunde și la împărțire ce îți rămâne rest transformi da. În unitatea următoare. Da. Unghiurile în jurul unui punct, să știm acea... Unghiurile în jurul unui punct A fac... plus B plus C plus D fac 360 grade și exact. De acolo o să înlocuim. Ne-am obișnuit iarăși să ne dăm cu X, Y, Z ca să ne vin ușor, prin litere, trei litere pierde mult timp și ca scris pierde mult timp. Și de ce notez asta? X din măsură, Y, Z. Și apoi dacă se mai dă niște mărimi acolo, niște relații, le fructificăm încât să putem, în urma relațiilor, legăturilor respective, plus că împreună fac 360 grade, să formează un sistem acolo pe care rezolvăm și găsim măsuri din unghiul. Ce mai bisectoarea? Bisectoarea, unghiul care împarte un unghi în două unghiuri congruente. Așa. Și de regulă când bisectoarea ai zis X și X. X, ca să vină mai ușor. Ușor. Și acum să facem o problemă. Vreau să luăm mai întâmplare. Sper să găsim o problemă cu mușică. Da, nu cu... Nu cu triunghiuri. Nu cu triunghiuri, da. Iată, să zicem așa. Unghiurile A, O, B. Deci A, O, B. Virgul B, O, C. Zitul. C, O, D. C, O, D. Și D, O, A. Și D, O, A, că spate unghiul. Da? Și D, O, A. Sunt jurul unui punct. Da? D, O, A. În jurul unui punct, da? Da. O. O. În jurul lui O, punctul lui O. Așa. Așa încât A-ul B și B-ul C sunt suplementare. A-ul B, B-ul C, suplementare. Deci A-ul B, B-ul C, suplementare. Deci sunt unghiuri suplementare. BOC și COD sunt complementare. BOC și COD complementare. BOC și COD sunt complementare. Iar de două, iar măsura lui AOD, măsura lui AOD este de două ori măsura lui BOC, de două ori măsura lui BOC, plus 30. Calculați unghiurile, deci amici. Calculați măsura lui BOC. BOC, măsura lui BOC, egal cu cine? Arătați că distoarele unghiurilor. Așa. Arătați că bisectoarele unghiilor au OB. Deci notăm cu OM bisectoarea lui AOB. OM bisectoarea lui BOC. Arătați că bisectoarele unghiilor se formează un unghi drept, adică se